Excelențele voastre, doamnelor și domnilor, stimați colegi și prieteni, iubitori ai cărții, bine v-am găsit! Scopul ceremoniei de astăzi este de a anunța și a sublinia importanța donației de carte oferite de Guvernul României prin intermediul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Aceasta constă în peste 100.000 de cărți în limba română în format tradițional, precum și echivalentul acestora în format electronic. Valoarea donației depășește $1.000.000, subliniind angajamentul României de a sprijini dezvoltarea educației și culturii în Republica Moldova. Această donație masivă va contribui la extinderea fondului de carte disponibil în bibliotecile publice, facilitând accesul la o gamă largă de opere literare, științifice și educative pentru toate vârstele. În plus, formatul electronic al cărților va asigura accesibilitatea pe termen lung, aducând beneficiile educației digitale în toate comunitățile din Republica Moldova. Prin această inițiativă, Guvernul României reafirmă relația strânsă și sprijinul continuu pentru Republica Moldova, susținând accesul la cultură și educație de calitate. Este o investiție în viitorul generațiilor tinere, dar și în întărirea legăturilor culturale și lingvistice dintre România și Republica Moldova, promovând astfel unitatea culturală și identitatea comună. În acest context, salutăm prezența domnului Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, a domnului Adrian Dubu, secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României, a domnului Sergiu Prodan, ministru culturii al Republicii Moldova, a excelenței sale Cristian Leon Țurcanu, ambasadorul României în Republica Moldova, a doamnei Elena Pintilei, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Cu un mesaj de salut, îl invit pe domnul Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României. Domnule președinte al Parlamentului, domnule ministru, excelența voastră, domnule ambasador, doamnă director, domnule secretar de stat, doamnelor și domnilor primari, președinți de raioane, directori de biblioteci, mă bucur să văd că acest proiect pe care îl planificăm și la care lucrăm de mai bine de un an prinde astăzi viață, iar cele aproximativ 100.000 de cărți au ajuns în Chișinău și urmează să fie distribuite în întreaga Republica Moldova. Aceste cărți în limba română vor ajunge în 300 de biblioteci, în aproximativ 200 de localități și este cel mai mare și de amploare sau cea mai mare donație de acest gen din ultimii 34 de ani pe care România o face Republicii Moldova. Mă bucur că l-avem aici lângă noi pe domnul Inel Scrioșteanu, care este secretar de stat în Ministerul Transporturilor și vreau să spun că România creează în continuare și poduri culturale și poduri fizice în Republica Moldova și vom continua să facem acest lucru. Ne bucurăm că putem să venim în sprijinul iubitorilor de carte, cititorilor din toate colțurile țării și prin acest lucru dorim să consolidăm relația specială dintre România și Republica Moldova. Sper ca aceste cărți să ajungă pe mâinile a cât mai multor copii, tineri și vârstnici deopotrivă. Și aș vrea să închei cu vorbele marelui cărturar Miron Costin, care, deși au aproape 400 de ani, sunt foarte actuale și care spun că nu este alta nici mai frumoasă, nici mai de folos în toată viața omului zăbavă decât cititul cărților. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru acest mesaj și pentru aportul dumneavoastră în dezvoltarea educației și culturii din Republica Moldova. În continuare, îl invit la microfon pe domnul Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.
Bună ziua tuturor, domn secretar de stat, domn secretar de stat, domn ambasador, domn ministru, domn director, dragi oameni ai cărții! Permiteți-mi așa să mă adresez dumneavoastră. Eu vă felicit ca iubitor de carte și ca cel care vă susține în munca dumneavoastră și cred eu că noi, dacă pentru o clipă ne uităm, cel puțin în câteva săptămâni pe care le avem în spate, vedem evenimente foarte frumoase. De la poduri, podul de la Ungheni, care am semnat cu domnul secretar de stat, la microbusele școlare, care tot aici au fost aduse de statul român, la cel mai mare lot de carte din istoria noastră, 100.000 de volume și noutatea de azi dimineață și multe, multe alte lucruri frumoase care încă o să le auzim. Eu vreau doar un lucru să vă spun, un mare, mare mersi celor care au venit cu această idee, editurilor care au răspuns la această idee și felicitări pentru toți cei 300 de biblioteci, da? Beneficiare. Vă rugăm, dar sunt sigur că faceți lucrul ăsta, faceți tot posibilul ca să ajungă copiii la ele. Eu așa m-am uitat un pic, dar o să mă uit mai atent. L-am zărit pe Neagu Giuvara, foarte bun, da, un istoric extraordinar, deci m-am uitat acolo că istoria e mai aproape de mine, dar și alte titluri extraordinare. Deci, felicitări, mulțumim România și noi promitem că le citim pe toate și așteptăm următorul lot. Mersi! Mulțumim, domnule președinte a Parlamentului. În continuare, îl invit la microfon pe domnul Sergiu Prodan, ministrul culturii al Republicii Moldova. Bună ziua, stimate domnule președinte, stimate domnule secretar de stat, stimate domnule ambasador, stimate domnule secretar de stat, doamna directoare, dragi colegi, iubitori de carte. Astăzi, într-adevăr, are loc un eveniment deosebit, deosebit prin amploarea sa. Donații de carte au mai fost și vor mai fi, dar iată, la un astfel de nivel, e pentru prima dată. Mă aud de două ori și e dificil de vorbit. De ce zic că este un eveniment deosebit? Bibliotecile în Republica Moldova, în comunitățile din Republica Moldova, joacă un rol greu de supraestimat. Bibliotecile, de fapt, sunt inima comunităților noastre. Și tot ce construim noi, tot ce construiește Guvernul Republicii Moldova, tot ajutorul României pe durata acestor ani și pe viitor, podurile, drumurile, au un singur scop, să unească comunități. Drumurile și podurile sunt de dragul oamenilor. Comunitățile noastre trăiesc și viața în aceste comunități se construiește în jurul bibliotecii, casei de cultură, muzeului satului. Și biblioteca, de fapt, este locul când și iarna și vara întotdeauna găsești pe cineva, locul cel mai viu în fiecare comunitate. De aceea, domnule secretar de stat, domnule ambasador, această donație de carte este o investiție în 300 de inimi a comunităților noastre. Această investiție ne va permite, va permite oamenilor să se apropie și mai mult, să consolideze identitatea noastră românească, identitatea noastră europeană și împreună, anume din biblioteci, se va răspândi acel spirit de patriotism, acel spirit de implicare socială, care toate împreună, într-un singur cuvânt, se numește cultură. Cultura nu sunt produsele culturale, cultura este starea de spirit a societății. Și cărțile, calitatea acestor cărți, joacă un rol extraordinar în consolidarea culturii comunităților noastre. Încă o dată, un mare mulțumesc
și apreciem și vom pune în valoare toată această donație, această investiție prin programele de încurajare, de dezvoltare a lecturii în Republica Moldova, prin programul Cartea Deschisă, care este sub patronajul doamnei Maia Sandu. Ministerul Culturii în continuare va depune tot efortul pentru ca aceste cărți nu doar să treacă din mână în mână, ci să lase un impact puternic în sufletul fiecărui om. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule ministru. Am onoarea să invit la microfon pe excelența sa, Cristian Leon Țurcanu, ambasadorul României din Republica Moldova. Bună ziua! Sunt deosebit de onorat să fiu aici alături de dumneavoastră. Este un moment cu adevărat simbolic. Simbolic nu doar prin dimensiunea acestei donații, care este cu adevărat impresionantă, ci prin faptul că acest moment reprezintă o adevărată investiție în viitor. Viitorul nu există fără cultura, fără limbă, fără istorie, fără tradiție. Iar această donație de carte, exact asta cuprinde: cultura noastră, limba noastră, istoria noastră și tradițiile noastre. Este un proiect care se înscrie foarte armonios în tot ceea ce a făcut și face România pentru Republica Moldova. În ultimii 10 ani am modernizat vreo 1000 de grădinițe, am început să construim poduri, am donat microbuze școlare, am finanțat construcția de sisteme de alimentare cu apă potabilă, de sisteme de canalizare. Sprijinul acordat de Guvernul României se regăsește în toate domeniile vieții aici în Republica Moldova și este un sprijin firesc care va continua. Este un sprijin care, repet, reprezintă în esență o investiție în viitorul Republicii Moldova. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule ambasador. În continuare, o invit pe doamna Elena Pintilei, directoarea generală a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Mulțumesc mult, estimate domnule președinte al Parlamentului, excelențele voastre, domnului secretar de stat, domnule ministru, dragi colegi, prieteni și reprezentanți ai mass media. Reprezint aici Biblioteca Națională, cea mai mare instituție de profil din țară, care gestionează acest frumos proiect de carte pentru Republica Moldova. Necesitatea de carte românească, care încă se resimte în bibliotecile de Republica Moldova, este încă la tema zilei. Credem că prin implementarea acestui proiect vom acoperi o parte din necesitățile utilizatorilor noștri, care încă pășesc pragul bibliotecilor, cei care sunt parte a comunităților, dar noi, bibliotecarii, fiind cei care gestionăm biblioteca, suntem parte a comunității și tot mai mult ne implicăm în nevoile comunităților în care noi activăm. Am făcut-o până acum, asta vom face mai departe, îngrijindu-ne și de aspectul informațional al bibliotecii, fiindcă suntem instituții infodocumentare. Sau această carte, pe care noi deja o cunoaștem, știm titlurile, sunt tocmai ceea ce au nevoie copiii noștri din comunități, elevii din școli, cercetătorii din instituțiile superioare de învățământ și, de ce nu, inclusiv și publicul larg. Este carte nouă, este carte valoroasă, o parte din ea sunt clasici literaturii române, sunt enciclopedii, dicționare, este carte de dezvoltare personală, dar și cartea autorilor contemporani. Important în această donație este și formatul digital, care va fi transmis către biblioteci, astfel bibliotecarul va pune la dispoziția utilizatorului copia digitală, care este importantă pentru era în care trăim. Deci, fiecare carte este însoțită și de o copie digitală. Desigur că am mers
spre realizarea acestui proiect în parteneriat cu, în special cu Departamentul pentru Relații cu Republica Moldova, cei care ne-au ghidat, ne-au ajutat, cei care la tot pasul au fost alături de noi și astăzi împreună putem sărbători un frumos eveniment, acest eveniment de donație acestui lot de carte. Și sunt sigură că acest proiect va avea continuitate. Eu încă o dată mulțumesc partenerilor, în special domnul Adrian Dupu, pentru grija pentru bibliotecile din Republica Moldova și desigur că sunteți așteptat în bibliotecile noastre mereu. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim, într-adevăr este o comoară pentru noi. În continuare îl invit pe domnul secretar de stat și pe doamna directoarea Bibliotecii Naționale pentru a semna documentul de donație între Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul României și Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Să fie într-un ceas bun, totodată aducem mulțumiri tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei inițiative. Iar acum mă adresez către voi, stimați reprezentanți ai instituțiilor mass media. Se declară o sesiune de întrebări-răspunsuri. Vă încurajăm să reveniți, să acordați întrebări oficialilor prezenți.